Răzvan Burleanu a avut o scurtă vizită la Arad pentru a demara procedurile investiției într-un centru fotbalistic regional, unde să se pregătească cei mai valoroși tineri fotbaliști din zona de vest. Mă bucur foarte mult astăzi la Arad și anume mă refer aici în mod direct la o deschidere foarte mare din partea autorităților locale în ceea ce privește investiția în infrastructura sportivă, infrastructura fotbalistică, ceea ce trebuie să reprezinte un model pentru foarte multe autorități locale din România. Proiectul este unul amplu, el va fi gândit în două faze. În momentul de față analizăm cadrul legal în care acest parteneriat între Federația Română de Fotbal și Primăria Municipiului Arad va avea loc, astfel încât să putem demara acest proiect intitulat Centru Regional de Excelență. Președintele Federației a precizat că investiția urmează să fie administrată de Asociația Județeană de Fotbal. Avem toată încrederea că în cazul în care vom demara și ne vom apuca de acest proiect, va avea competența și abilitatea de a-l manageria cum se cuvine, fiindcă acesta practic trebuie să fie rolul unei asociații județene de fotbal, nu doar de a organiza competiții, ci inclusiv de a iniția proiecte speciale în ceea ce privește dezvoltarea fotbalistică din România, inclusiv în ceea ce privește componenta de responsabilitate socială, dar și de administrarea acestor centre. Din cauza programului încărcat, oficialul fotbalului autohton spune că nu poate fi prezent mâine la meciul dintre Progresul Pecica și UTA Bătrâna Doamnă. Din nefericire, mâine nu o să pot să asist la derbiul de Liga Campionilor despre care toată lumea vorbește și pe care cu siguranță dumneavoastră o să fiți acolo și o să-l urmăriți și o să împărtășim rezultatul final. Nu am nicio echipă favorită dacă urmează vreo întrebare de acest tip.